Tot timpul m-am gândit și am să vă explic prea zice, la vernisare. Pentru că foarte adesea ne-am întâlnit, nu numai eu, cu doctorul Teodorescu, la vernisare. Iubea artele, le promova, le ocrotea și datorii acestui. În locul în care mă aflam în față portretul criticului de artă, care este Eșan, și a început cu o filieră filologică, a fost și asistent la universitate, la litere, datorită. În fața noastră, acolo, la centru, este criticul de artă al nostru, Eșan, a spus la atâtea vernisaje pe Valentin Ciucă. Acum o săptămână, ascultam pe Dan Păulică, vorbind la, eram amândoi în public, vorbind la noua galerie a primării, prin pasajul care face trecerea dinspre hala centrală, spre palas, spre mol, vernisaje, artă și dialogul criticii de artă, cu care este și ea o artă, și critica de artă este o artă. La nivelul ei cel mai înalt. Și e, cum e în general critica, și aici îl scris pe rară, creații de punct de vedere noi la raport cu opera. A întreține longevitatea acestei relații cu opera, cu artisticitate implicită, acolo, în artefact, în pulză, în concert, în cartea scrisă de un artist al cuvântului, eu aș zice că cel mai important lucru pe la urmă la care trebuie să ne gândim este că în moștenirea aceasta a doctorului Teodorescu, el însuși situată în siajul altor moșteniri, ținea foarte mult și bine să întreținem această placă, ținea foarte mult la orgolul acesta de identitate culturală a unor orașe mici. Deci, din ce punct de vedere, statistica, numărul de locuitori, sunt orașe mici, dar sunt foarte mari. Stuttgart este un oraș mic. Sau, de pildă, orașe, cum sunt cele legate, orașe de artă, din Europa, din continentul american, Santa Fe, orașe de artă, care păstrează situl și tipul de arhitectură precolumbiană, americană. Un oraș cum este în Spania, Cordova, e un oraș mic. Sau chiar Granada. Dar ce urmă a lăsat acolo civilizația și cultura hispano-maură, ultimul califat, Alhambra, toate astea. Și Lorca și Cântărețul